Această organizare de ultim moment a survenit ca urmare a faptului că cel care fusese propus pentru această candidatură, Adrian Puiu, nu a reușit să propună o echipă de candidați care să asigure procentul partidului în municipiul Rădăuți pentru alegerile locale din iunie 2016. Pentru a rămâne lucrurile stabilite definitiv, luni 25 aprilie, organizația PMP Rădăuți, condusă de viceprimarul Bogdan Nicolau, depune listele de candidați.